Un tip pe nume Frank Castle, fost pușcaș marin, avea o viață liniștită alături de soția și copiii săi până când cineva i-a ucis. De atunci, amintirile chinuitoare ale crimei nu-i dau pace. Prima sa mișcare a fost să călătorească prin țară și să doboare membrii bandelor implicați în moartea familiei sale. Astfel câștigă porecla de The Punisher. Odată ce și-a terminat misiunea, își înscenează moartea și dispare din lume. Acum, după 6 luni, Frank se ascunde în New York City sub numele de Pete Castiglione. Lucrează pe un șantier de construcții în Brooklyn. Zilele sale se rezumă la dărâmarea pereților cu un ciocan de demolare, o modalitate de a-și libera furia clocotitoare. Nu toată lumea e de acord însă, mai ales Lance, un coleg de muncă care pierde ore suplimentare din cauza lui Frank. Lance îi face șicane, îi strică prânzul și chiar îi aruncă amenințări. Surprinzător, Frank nu ripostează. Printre colegii de muncă se află Donnie. Acesta încearcă să se împretenească cu Frank, împărtășindu-i prânzul și povestindu-i despre moartea părinților săi. Când Donnie află despre trecutul de pușcaș marin al lui Frank, încearcă să discute. Frank totuși îi face clar că nu este persoana pe care Donnie o caută. După ce la muncă, Frank ia o pauză pe șantier și aude pe Lance și pe prietenul său, Paulie, discutând despre un jaf la un joc de poker păzit de familia criminală Nechi. Când își dau seama că Frank le-a auzit conversația, îi avertizează să stea deoparte. Frank rămâne tăcut, ignorându-le amenințările. Înainte ca situația să escaladeze, atenția lor se îndreaptă către un prieten rănit pe șantier. În loc să le dea o mână de ajutor, Frank pur și simplu privește în altă parte. Cu prietenul lor rănit, Paulie și Lance îl recrutează pe Donnie pentru jaful lor. Dornic să facă niște bani în plus, Donnie li se alătură și se îndreaptă spre jocul de poker. După ce citează gardianului, îi năvălesc în subsol cu armele pregătite și au ostatici pe toți și prezenți. Donnie începe să strângă banii. Dezastrul lovește atunci când portofelul său cade pe podea, dezvăluind identitatea. Acum expus, Donnie devine o țintă pentru familia Nechi, care pot încerca cu ușurință să-l urmărească. S-a terminat pentru spărgători. Frustrați pe Donnie pentru că le-a compromis planurile, Lance și Paulie își varsă furia bătându-l nemilos. Realizând că gangsterii Nechi îl vor găsi mai devreme sau mai târziu, decid să-i pună capăt vieții lui Donnie pentru a nu le putea da numele lor. Donnie încearcă să riposeze, dar trioul îl copleșește aruncându-l în betoniera de pe șantier. Când Lance se pregătește să-i pună capăt vieții, Frank apare în spatele lor. Îi cer lui Lance să oprească betoniera, dar când Lance refuză, îi zbucnește o bătaie. Înarmat cu ciocanul său de demolare, Frank îi atacă pe rând. Fiecare lovitură puternică în cap îi lasă incapacitați, iar Frank îi aruncă pe rând în betonieră. În timp ce Lance imploră milă și oferă bani, Frank nu se lasă înduplecat. În schimb, torturează pe Lance pentru a obține locația jocului de poker. Odată ce obține informațiile, execută pe Lance cu sânge rece. În haosul creat, Donnie reușește să scape folosindu-se de o frânghie lăsată de Frank. Între timp, gangsterii Nechi se pregătesc să-l urmărească pe Donnie, dar luminile se sting brusc. Se declanșează un schimb de focuri și când liderul bandei se întoarce în cameră, este uluit să-i găsească pe toți la pământ, fără viață. Frank iese din umbre și îl doboară rapid pe lider cu un foc de armă. Pe de altă parte, există agenta specială, Dina Madani. Ea s-a întors în New York City după o perioadă petrecută în Afganistan. Principala ei preocupare este uciderea partnerului său, Zubair, un ofițer de poliție națională afgană. Dina suspectează că soldații americani au fost implicați în traficul de heroină, iar când Zubair a descoperit acest lucru, l-au redus la tăcere. Ea încearcă să-l convingă pe agentul special responsabil Carson Wolf, dar acesta respinge cazul ca fiind neimportant. Neînfrântă, Dina apelează la noul ei partner Sam Stein pentru ajutor. Îl îndeamnă să cerceteze dosarele despre colonelul Schoonover, explozia și capturarea de droguri la docuri anul trecut și tot ce este legat de unul dintre oamenii lui Schoonover. Frank Castle, deși Sam crede că The Punisher este mort, Dina are dificultăți în a crede că Frank și Schoonover au murit în New York City, la doar 32 de kilometri unul de altul. Nu poate fi doar o coincidență. Între timp, în timp ce Frank este din subsol, o persoană neidentificată este văzut analizând recunoașterea porților pe filmările de pe camera de supraveghere cu Frank. Bărbatul se identifică drept Micro și menționează numele real al lui Frank, dezvăluind că știe că Frank este în viață. În timpul conversațiilor, Frank descoperă că Microchip este cel care a lăsat anonim un disc la casa lui care conținea filmări cu Zubair fiind ucis de armata americană. Frank propune o întâlnire față în față, dar Microchip insistă că Frank trebuie mai întâi să recunoască faptul că nu sunt dușmani. Observând o lumină dintr-o clădire apropiată, Frank se îndreaptă rapid spre acoperiș. În urma investigației, găsește o oglindă și o lanternă care creau fascicul de lumină. De asemenea, un telefon lăsat de Microchip este prezent pentru comunicare. În timp ce Frank inspectează zona, îl observă pe Microchip făcându-i cu mâna de pe acoperișul clădirii adiacente. Îngrijorat, Frank îi face o vizită prietenului său, Curtis Hoyley, fost subofițer de marină și agent de asigurări, singura persoană care știe că a supraviețuit. Frank împărtășește despre Micro și dezvăluie că Micro pretinde că deține răspunsuri cruciale. Revenirea bruscă a lui Micro în viața sa îl determină pe Frank să reflecteze asupra faptului dacă familia s-a murit din cauza propriilor sale greșeli. Acum Frank crede că Micro ar putea deține cheia pentru a lămuri aceste întrebări. În căutarea de informații despre Micro, Frank apelează la prietena și avocata sa de încredere, Karen Page. O informează despre existența lui Micro și îi cere ajutorul pentru a localiza figura misterioasă. Micro a sugerat că nu este singura fantomă din New York, implicând că și el și-a înscenat moartea. Înarmat cu numele lui Micro, Frank
Frank îi localizează reședința și pune la cale un plan. Se plasează intenționat în fața mașinii Sara, soția lui Micru, și se preface că este rănit. Pentru a părea real, folosește un briceac pentru a-și tăia fruntea. Tulburată, Sara îl invită în casă pentru a îngriji rana. În timpul conversațiilor, Sara povestește despre moartea soțului ei. Fără ca Sara să știe, Micru a plasat strategic camere ascunse în întreaga casă pentru a-și supraveghea familia. Văzându-l pe Frank în prezența lui Sara, Micru intră în panică. El suspectează că viața soției sale este în pericol. Se grăbește să ajungă acasă și așteaptă afară. Observând un far spart la mașina lui Sara, Frank o ajută să-l repare. În loc să facă rău familiei lui Micru, Frank o oferă ajutor, permițându-lui Micru să se retragă în ascunzătoarea sa fără să se expună. În acea noapte, Frank își rade barba și își schimbă mersul pentru a evita detectarea prin tehnologia de recunoaștere, asigurându-se că Micru nu-i descoperă locația. Într-o mișcare secretă, Frank pătrunde apoi în reședința lui Carson Wolf, îl confruntă și îl supune unei bătăi înainte de a lega de un scaun. Întrebat despre Micru, Wolf dezvăluie că Micru a fost un trădător și de aceea a fost ucis. Nesatisfăcut de acest răspuns, Frank îl împușcă pe Wolf în coapsă. Frank întreabă despre implicarea sa posibilă cu Schnuver, iar Wolf neagă orice legătură. Deși este rănit, Wolf reușește să se elibereze, pune mâna pe arma lui Frank și îl demască. În acel moment, Wolf își dă seama că Frank este viu. Față în față cu Frank, Wolf dezvăluie motivul sinistru din spatele uciderii familiei lui Frank. Ei doreau să-l elimine pe Frank și au folosit cadavre suplimentare pentru a ascunde adevărata țintă. Când a fost întrebat de ce au vrut să-l ucidă, Wolf susține că a fost prezent pentru că a crezut că Frank a scurs caseta către Micru. Într-un moment tensionat, Wolf încearcă să-l împuște pe Frank doar pentru a descoperi că Frank a golit deja încărcătorul. Profitând de orice ocazie, Frank recâștigă control aplicându-i lui Wolf un pumn puternic înainte de a-i curma viața. Rupându-i gâtul, la doua zi, Frank stă într-un restaurant și primește un apel de la Micru. Prima întrebare a lui Micru se referă la motivul pentru care Frank a vizitat casa lui. Frank răspunde că Micru a ales să-și pună familia în pericol, punându-se cu persoana greșită. În acest avertisment sever, Frank îl direcționează pe Micru să se întâlnească cu el la un cimitir. La sosirea lui Micru la locul desemnat, el îl întâlnește pe Curtis în locul lui Frank. Curtis transmite mesajul spunând că Frank a anulat întâlnirea și îi emite un avertisment sever. Dacă Micru continuă să-l urmească pe Frank, Curtis va riposta atacând-o pe Sara. Dezamăgit, Micru se întoarce la ascunzătoarea sa doar pentru a fi surprins de Frank, care se ascunsese în portbagajul mașinii lui Micru. Cu neîncredere, Micru îl vede pe Frank cum îl doboară în conștiul la trezire. Micru începe să povestească istoria cutremurătoare a zilei în care s-a întâlnit cu Carson Wolf și oamenii săi. Simțind pericolul, Micru și-a instruit familia să rămână în mașină, indiferent de ce se întâmplă. Pe măsură ce Wolf și oamenii săi se apropiau, Micru a părăsit mașina sperând să evite o confruntare. Totuși, Wolf l-a prins lângă râu într-o încercare disperată de a-și clarifica numele. Micru a strigat că autoritățile aveau informații greșite, a somnat că era doar un analist, nu un criminal. Ignorând rugămințele lui Micru, Wolf a condamnat să-l amenințe. Soția lui Micru s-a ajuns la fața locului doar pentru a vedea o armă îndreptată spre soțul ei. Între timp, Micru a refuzat să se predea. Wolf l-a împușcat în piept, făcându-l să cadă în râu. În mod miraculos, gloanțele au lovit telefonul mobil din buzunarul cămășii lui Micru, salvându-i viața. Micru continuă să detalieze secvența de evenimente care au dus la faptul că a devenit o țintă pentru securitatea națională. Într-un flashback revelator, se dezvăluie că Micru a primit un CD care conținea imagini ale uciderului Ahmad Zuber. Analist s-a simțit obligat să evalueze conținutul. Recunoscând gravitatea situației, Micru a decis să ia măsuri și a trimis materialul incriminator către Dina Madani. Această alegere l-a făcut să o țină pentru securitatea națională, special pentru Carson Wolf, care era conștient de uciderea lui Ahmad Zuber. În prezent, Frank îi supune pe Micru un interogatoriu care este acum dezbrăcat și legat de un scaun. În mod neașteptat, un cronometru de 3 minute pornește. Micru dezvăluie că este un sistem de siguranță dacă cronometrul ajunge la zero. Toate fluxurile de camere vor fi difuzate către mijloacele de informare, pentru a opri necesar un cod și o scanare a retinei. Pe măsură ce Frank se apropie de el, Micru profită de ocazie și injectează lui Frank un sedativ, făcându-l să-și piardă cunoștința. La trezire și realizând că Micru nu l-a executat, Frank îi pune la îndoială motivele. În replică, Micru încearcă să-l convingă că ar trebui să-și unească forțele pentru a expune persoanele din spatele morții lui Ahmad Zuber și a familiei lui Frank. Frank începe să-și amintească evenimentele traumatizante din Afganistan, unde a efectuat o misiune numită Cerberus. Echipa lui Frank l-a capturat pe Ahmad Zuber, iar un agent CIA cunoscut sub numele de Orange l-a supus la torturi brutale pentru a extrage informații despre cunoștințele sale despre operațiunilor de ruină. Conversațiile erau purtate în limba persană, ceea ce a făcut evident că niciunul dintre membrii echipei nu era conștient de nevinovăția lui Zuber sau de implicarea lui Orange în traficul de droguri. Din păcate, Orange i-a comandat lui Frank să-l împuște pe Zuber în cap și să-l îngroape, un ordin pe care Frank l-a executat obedient. Câteva zile mai târziu, Frank și echipa sa a primit o prezentare a misiunii de la Schnover și Orange. De la început, Frank are suspiciuni că misiunea este o capcană, însă preocupările sale sunt respinse. Misiunea devine rapid un dezastru, deoarece Schnover își pierde brațul, iar echipa se trezește atacată puternic. Împins de furie, Frank prea control și eliberează ieșirea, permițând echipei să se retragă. După ce echipa primește îngrijiri medicale în cort, singura preocupare a lui Orange este dacă au ucis ținta dorită. Neștiut de Frank și echipa sa, misiunea a fost o capcană orchestrată de Orange pentru a elimina martorii la uciderea lui Zuber. Furios că lui Orange îi pasă încă de țintă, Frank îl atacă violent, lăsându-l orb de un ochi. În prezent, Micru îi dezvăluie lui Frank o
operațiunea din care a făcut parte a fost complet neoficială. Nu avea niciun fel de registrări oficiale sau aprobare din partea Congresului Statelor Unite, ceea ce o face ilegală. Frank este de acord să elaboreze cu Micros, spunând o singură condiție. Toate țintele trebuie eliberate fără excepție sau oportunitatea unui proces, iar Micro este de acord cu termenul lui Frank. Pentru a-și executa planul, Frank și Micro cer arme. Micro accesează ilegal sistemul NIPD și descoperă un transport ilegal de arme care sosea din Grecia cu Turk drept cumpărător. Pentru a ajunge la locație, aceștia decis să atace o altă bandă. După o confruntare care implică uciderea membrilor unei bande și salvarea uneia dintre victimele lor, Frank și Micro părăsesc depozitul în două mașini. Frank îl capturează pe Turk sub amenințarea armei și cere informații despre locația armelor. Totuși, Turk îi ruinează planul, dezvăluind că grecii vând camionul unui alt cumpărător care este dispus să achiziționeze întregul stoc. Tot ce poate oferi Turk este un pistol roz destinat fiicei unui gangster. Dezamăgit, Frank se întoarce la ascunzătoare și începe să curețe pistolul lui Micro și pistolul roz. Între timp, Sam informează echipa despre misiunea lor. Vor pretinde că sunt cumpărători criminali pentru a securiza armele de la greci. Folosindu-și abilitățile de hacking, Micro identifică noua locație armelor. La noapte, misiunea începe cu Dina Madani la conducere. Un mașinor urmărește camionul în timp ce alți ofițeri, inclusiv Sam, așteaptă la destinația planificată. Dintr-o dată, sistemelor de comunicare sunt compromise și o melodie începe să cânte în fundal. Incapabil să comunice prin radio, Dina îl sună pe Sam, instruindu-l să rămână concentrat. În curând, își dă seama că cineva le trimite un semnal fals, observând că camionul trece din același loc pentru a treia oară. În timp ce Frank preia controlul camionului, îl direcționează pe Micro să-l ducă la ascunzătoare, în timp ce îl urmează într-o altă mașină. Dar timp Dina refuză să abandoneze misiunea, se îndreaptă spre locație și ajunge din urmă mașina lui Frank. În timp ce continuă să urmărească camionul, Frank îi blochează calea, împiedicându-o să-l urmărească. Urmează o urmărire între Frank și Dina, care se încheie cu Dina reușind să se ferească abil de privirea lui Frank și reapărând direct în fața mașinii sale. Atât Frank cât și Dina accelerează pregătiți pentru confruntare. Din păcate, tragedia se dezlănțuie când Micro se dovedește de mașina lui Dina, provocând un accident. Frank se înfurie pe Micro pentru că a lovit vehiculul lui Dina, ceea ce duce la o scurtă ceartă între ei. Alimentat de urgența de a salva viața lui Dina, Frank o scoade din epavă și o așează pe drum departe de mașina în flăcări. În timp ce citește identitatea, Dina îl întreabă pe Frank dacă l-a ucis pe Wolf. Frank confirmă spunând că era un agent corupt, apoi pleacă de la fața locului avertizând-o pe Dina să nu se amestece în planurile lui. Frank deține acum armele, dar nu știe adevărata identitate a agentului Orange. Pentru a afla aceste informații, decide să le elaboreze pe Gunner Henderson, omul care a înregistrat uciderea lui Suber. La fel ca Frank și Micro, Gunner trăiește în solitudine pentru a evita atragerea a agenției agentului Orange. Frank localizează pe Gunner într-o pădure și în timp ce explorează zona, este atacat în mod neașteptat de Gunner cu o săgeată. După ce extrage săgeata, Frank se depostește în spatele unui copac și afirmă repetat că este un prieten, nu un dușman. În măsură ce Gunner se apropie, Frank se predă dezolind cum și-a pierdut familia din cauza videoclipului realizat de Gunner. Recunoscându-și fostul coleg, Gunner acceptă să poarte o conversație cu Frank. Când este întrebat despre identitatea agentului Orange, Gunner dezvăluie că nu are nicio informație despre numele real al agentului. În timpul conversației, cei doi aud apropierea unui elicopter și curând soldații ajung în pădure. Agentul Orange supraveghează misiunea folosind camerele de pe căștile fiecărui soldat și devine evident că, de când a devenit directorul adjunct al CIA, a încercat să șteargă trecutul dubios. Pentru a realiza acest lucru, urmărește să elimine pe toți cei care au fost martori la uciderea lui Zuber de către el. Deoarece misiunea nu a fost oficial sancționată, nu a existat încă registrări spre cei prezenți. Cu toate acestea, a reușit să asculte conversația lui Dina cu Sam, unde Gunner a fost menționat disperat să elimine orice martor potențial și a trimis echipa să-l ucidă pe Gunner. Soarece soldații apropie, Gunner folosește abil arcul său compus și capcanele pentru a răni câțiva dintre ei. Frank apoi finalizează treaba. De timp, agentul Orange, observând prin camerele de pe căști, este uimit să vadă că Frank este încă în viață. În jocul confruntării, Gunner este împușcat de două ori, iar când Frank încearcă să riposeze, și el este împușcat. Fără gloanțe, cei doi se adăposesc în spatele unei stânci. Cu mai mulți soldați apropiindu-se, Micro observă situația cu ajutorul unei drone. El avertizează pe Frank despre amenințarea iminentă. Cu ghidarea lui Micro reușește să elimine cei doi soldați care se apropie. Folosindu-se de armele lor, Frank țintește mai mulți soldați în cele din urmă, înjunghindu-l pe ultimul în număr. În timp ce lichidează soldatul, Frank se adresează agentului Orange prin cameră și lansează o amenințare că vine după el. Cu această declarație, rupe gâtul soldatului. Atacul eșuează, dar atât Frank cât și Gunner suferă răni critice pe măsură ce se lasă noaptea. Frank continuă prin pădure sprijinindu-l pe Gunner care este rănit. În cele din urmă, cedând rănilor sale, Frank se prăbușește la pământ. Micro îl găsește, îi tratează rănile și îl transportă afară din pădure într-o dubă. În timp ce Frank este inconștient, el visează despre o cină în familie alături de familia sa și familia lui Micro. În mijlocul acestei întâlniri vesele se trezește brusc legat de un scaun. Într-o îndrăstură șocantă a evenimentelor, soldații intră în sala de mese și împușcă fără milă pe toți cei prezenți, lăsându-l pe Frank țipând disperat. La trezire, Micro îi tratează rănile lui Frank, iar Micro dezvăluie că a monitorizat toată ziua discuțiile de pe radio. Cineva a transmis numele lui Frank, referindu-se la el ca Raven, un cuvânt
cont cod folosit de prietenul lui Frank, Billy. Deși Micro este îngrijorat că Billy știe că Frank este în viață, Frank este încrezător că Billy nu este conștient de acest lucru. Cu toate acestea, Frank crede că nu ar trebui să-și facă griji, chiar dacă Billy află. Asta pentru că îl vede pe Billy ca pe un prieten apropiat și este convins că vor face tot ce le stă în putere și să se protejeze reciproc. În timp, Dina Madani vizitează locul unde Gunner și a găsit sfârșitul. Micro a notificat autorități locale înainte de a pleca, asigurându-se că trupul lui Gunner va fi descoperit. Deși cadavrele soldaților au fost depărtate de colegilor, Dina pune cap la cap evenimentele și suspectează că Frank a fost prezent alături de Gunner și că probabil el a fost cel care a sunat la poliție. Suspiciunile ei sunt confirmate când Sam informează că proba de sânge găsită în zona se potrivește cu cea a lui Frank. Acum Dina este sigură că este un scadron de execuție care a fost trimis de cei care vor să păstreze secretă misiunea Cerberus. Își dă seama că situația este mai periculoasă decât a crezut inițial, implicând figuri influente că puterea de a trimite un scadron de execuție. În încercarea de a afla mai multe despre Frank, Dina ia legătură cu Billy Russo, prietenul lui Frank care deține o companie militară privată. Îi împărtășește vestea că Frank este în viață, dar în stare critică. În moment ce Billy este conștient de cazul din Afganistan pe care Dina îl investigează, ea caută ajutorul lui Billy pentru a-l găsi pe Frank, martorul cheie al evenimentelor de acolo. Familiarizat cu situația, Billy își exprimă disponibilitatea de a ajuta să-l găsească pe Frank, dacă afirmațiile lui Dina sunt adevărate. După aceasta, Billy îl vizitează pe Curtis, un prieten comun al lui Frank, și în căutarea de informații pe locul unde se află Frank. Curtis pretinde că nu știe nimic, iar Billy dezvăluindu-și apoi intenția de a-l ajuta pe Frank, nu pe guvern, făcându-i evadarea din țară și oferindu-i o nouă identitate pentru viața liniștită. După plecarea lui Billy, Curtis îl vizitează pe Frank și îi dezvăluie detaliile întâlnirii sale cu Billy. Acum crezând că Frank ar trebui să accepte oferta, Curtis vede aceasta ca pe oportunitate pentru Frank de a scăpa de amenințarea agentului Orange și de a îmbrățișa din nou o viață normală. A doua zi, Frank și Billy se reunesc la Riverside, purtând o conversație după o separare prelungită. Billy îi povestește despre compania sa și relatează întâlnirea cu Dina, curios de ceea ce știe Frank și ea nu. În replică, Frank dezvăluie întreaga poveste implicându-i pe agentul Orange, Schnover și Bennett, care traficau eroină din Afganistan în interiorul trupurilor soldaților căzuți. Ca adevărat prieten, Billy îl sfătește pe Frank să o lase pe Dina să-și continue investigația, subliniind că împărtășesc un obiectiv comun de a-i aduce pe vinovață în fața justiției. Înainte de a se despărți, Billy oferă ajutorul lui Frank să părăsească orașul pe un vapor, spunându-i că va aștepta acolo în acea noapte. Micro așteaptă răbdătura în sănătoarea sa, între timp Frank își cere scuze față de Sara pentru că a ratat invitația la cină. Conversația lor ia o trăsătură emoționantă când Sara îi mărturisește lui Frank despre provocările întâmpinate trăind fără David, mai ales impactul asupra fiului Isaac. Frank îi oferă cuvintele de consolare și motivație. Observând scena din ascunzătoarea sa, Micro se simte tulburat pentru că nu a fost acolo pentru familia sa în această perioadă dificilă. În măsură ce se lasă noaptea, Billy anticipează sosirea lui Frank la port, dar Frank nu apare. Dezamăgit, Billy se întoarce la mașină și îi spune asociatului său că Frank nu va veni. Surprinzător, așa zisul prieten se dovedește a fi agentul Orange. Se dezvăluie că Billy este în legătură cu agentul Orange și vrea să-l vadă pe Frank eliminat cât mai curând posibil. A doua zi, colonelul Bennett, cunoscut pentru traficul de heroină în cadavre, își vede cine a întreruptă când Frank îi face o vizită neașteptată. Frank, în căutarea unor informații despre identitatea agentului Orange, îl confruntă pe Bennett și îi presează pentru răspunsuri. Cu toate acestea, interogatorului Frank servește ca o diversiune pentru a-l distrage pe Bennett, în timp ce Micro clonează telefonul acestuia. Între timp, Billy, care știa că Frank va veni după Bennett, se poziționează în afara casei cu echipa sa. Pe măsură ce Frank se apropie, se infiltrează cu pricep prin clădire, iar Micro monitorizează situația printr-o dronă, alertându-l pe Frank cu privire la amenințarea iminentă. Într-o mișcare strategică, Frank umple zona cu gaz pentru a dezorienta mercenarii, făcând dificilă țintirea precisă. După ce bărbații intră în cameră, îi elimină sistematic. Billy, cu fața ascunsă, rămâne de nerecunoscut pentru Frank. Într-o încercare de a elimina pe Frank, Billy vizitează accidental unul dintre oamenii săi, oferindu-i Frank o oportunitate de a scăpa. Clonarea telefonului este completă, permițându-i Micro să urmărească mișcările și comunicările lui Bennett. Doul știa deja că agentul Orange își va trimite oamenii la casa lui Bennett, așa că practic ei sunt cei care l-au depășit în ingenuitate pe agentul Orange. A doua zi, Billy le escortează pe Bennett la ascunzătoarea agentului Orange. Furios, Billy îi confruntă pe complicii săi pentru că l-au folosit drept momeală pentru a-l atrage pe Frank. Este întrebat, Bennett îl asigură pe agentul Frank că nu a divulgat nicio informație lui Frank. Realizând că viața lui Bennett este în pericol, agentul Orange decide că a sosit momentul ca Bennett să se retragă. Un plan este pus în mișcare pentru a facilita relocarea lui Bennett într-o altă țară, asigurându-se că Frank nu va putea să-l găsească. Ca parte a aranjamentului, Bennett este instruit să lase telefonul său la casa de siguranță. Însoțit de Billy, el pleacă pentru a începe o nouă viață în străinătate, în timp ce Micro monitorizează locația telefonului și extrage informații cruciale despre casa de siguranță.
Între timp, Dina este în biroul ei examinând cazul, când o realizare brusc o lovește. Ea îi mărturisește lui Sam, exprimându-și convingerea că biroul ei este sigur. Între timp, este interceptată. Conectând punctele, observă că după ce au discutat despre Gunner, în biroul ei a fost găsit mort a doua zi. Specioasa ea inițiază o căutare a oricăror dispozitive de supraveghere în spațiul ei de lucru. Confirmându-și temerile, Dina descoperă un microfon ascuns pe unul dintre rafturile ei. În cea de găsire dispozitivului de ascultare, alege să nu-l îndepărteze. Același timp, Bill îl transportă pe Bennett la un motel izolat din nordul statului. Într-un moment de confesiune, Bennett îi admite lui Billy că nu l-a plăcut niciodată pe el sau pe unul dintre camarazii săi din forțele speciale. Pe măsură ce discută, Bennett descoperă o surpriză sumbră sub cerșafuri, cadavrul femeii cu care fusese noaptea precedentă. Realizând că este înscenat, Bennett își întinde mâna după pistol, dar Billy îi prinde brațul, aplicându-i mai multe lovituri fatale până când Bennett moare. Pe alt front, Frank ajunge în afara casei de siguranță și își fixează ținta pe agentul Orange. Împușcătura sa însă este zădărnicită de sticla antiglonț, permițându-i agentului Orange să supraviețuiască. Deși atacul eșuează, Frank află adevărata identitatea criminalului, William Rawlings, directorul operațiunilor secrete ale CIA. A doua zi, casa lui Micro experimentează o întrerupere bruscă a camerelor, determinându-l pe Frank să verifice și să se asigure că totul este în ordine. Se pare că Sarah a oprit intenționat internetul în casa ei ca o lecție pentru Zack. După ce Frank confirmă că situația este sub control, se pregătește să plece. Totuși, în timp ce fac schimb de o îmbrățișare de rămas bun, lucrurile iau o turnură neașteptată când Sarah încearcă să-l sărute pe Frank. Luat prin surprindere, Frank o oprește, creând un moment sânjenitor între ei. Micro asistă la sărutul neașteptat prin cameră de supraveghere, provocând o tensiune între el și Frank. În ciuda disconfortului, el își dă seama că nu a fost vina lui Frank și nu are niciun resentiment față de el. Disperat să se reunească cu soția sa, sugerează să o contacteze pe Dina Mahadani, care împărtășește obiectivul lor de a-l captura pe același vinovat. Cu dovezi video și un martor ocular, Dina îl poate aresta pe agentul Orange, ceea ce ar permite lui Macro să se întoarcă la familia sa. Totuși, Frank îi reamintește ferm acordul lor, explicându-i lui Micro despre acord. Agentul Orange moare în cel în urmă, iar Micro pierde controlul, spunând că familia lui Frank este moartă din cauza lui și acum vrea ca toată lumea să moară. Disperat, Micro încearcă să o contacteze pe Dina, dar este oprit de Frank, care intervine și îl lasă inconștient. Între timp, Dina și Sam pun la cale un plan pentru a expune persoanele din spatele microfonului din birou. Ei elaborează un plan tactic fals pentru un jaf de arme fals care îl implică pe Frank. Evident, Frank nu va fi acolo, dar planul lor nu va atrage pe cei responsabili de interceptare. Așa cum era anticipat, Billy cade în capcană și se întâlnește cu agentul Orange pentru a discuta următoarele mișcări. Decizia este luată să-l elimine pe Frank pe loc. Pentru a executa sarci, Billy recrutează foști contractori din compania sa, atrăgându-i cu promisiunea unei sume substanțiale în schimbul reușitei asasinatului. Așa cum a prevăzut Dina, Billy și echipa sa cad direct în capcană. O luptă intensă izbucnește între securitatea internă și echipa lui Billy, cu Dina și Sam prezenți pentru a-i captura pe cei responsabili de crimă. Confruntarea lasă majoritatea membrilor ambelor grupuri morți. Recunoscând haosul în creștere, Billy încearcă să fugă, le abandonează un membru al echipei și mai târziu îl împușcă mortal pentru a preveni orice expunere la Dina. În timp evadării sale, Sam îl interceptează ținându-l sub amenințarea armei. Simțindu-se încolțit, Billy se predă permițându-lui Sam să-l dezarmeze și să-i dezvălie fața. Cu toate acestea, într-o răsturnare de situație șocantă, Billy profită de moment și înjunghe pe Sam de mai multe ori cu un glonț retractabil cu arc ascuns. Glonțul lovește lama din mâneca dreaptă. Înainte ca Dina să ajungă, Billy reușește să scape, lăsându-l pe Sam pe podea cu gâtul tăiat. Descoperind că Sam este în stare critică, Dina intră în panică și încearcă să oprească sângerarea, dar Sam a pierdut deja o cantitate semnificativă de sânge. În ciuda eforturilor sale, Sam cedează rănilor. Pe de altă parte, este prezentată povestea lui Louis Wilson, un veteran al armatei Statelor Unite care se confruntă cu provocările reintegrării în viața civilă. La întoarcerea sa în Statele Unite, a fost confruntat cu efectele devastatoare al tulburării de stres post-traumatic. Luptându-se cu starea mentală instabilă, a încercat chiar să-și rănească propriul tată. Într-un moment disperat, a încercat să-și ia propria viață, dar a eșuat. Înfruntându-și trauma, a ales să doarmă într-un șanț pe care l-a lăsat în curtea sa, în locul patului său. Căutând o modalitate de a-și canaliza abilitățile dobândite în armată, s-a înrolat în grupul militar privat al lui Billy, Anvil. Cu acestea, așteptările sale de a obține o poziție la Anvil au fost pulberate atunci când Billy, conștient de luptele sale mentale, a ales să nu recruteze. Răspunzând cererii tatălui său, lui a început cu reticență să participe la ședințe de terapie de grup pentru veteranii militari organizate de Curtis. În timpul acestor sesiuni, a întâlnit pe O'Connor, care s-a prezentat ca un veteran al războiului din Vietnam. Totuși, adevărat, agenda lui O'Connor era să promoveze o retorică extremistă. Intrigat de opiniile lui O'Connor, Louis, care deja se simțea respins de țara sa, a găsit o rezonanță în credința că regulile nu se mai aplică și că națiunea a abandonat armata pe care a antrenat-o. Inspirat să facă un pas în față, Louis a alăturat lui O'Connor într-un protest în fața tribunalului din Bronx. Protestul s-a concentrat pe un profesor care era acuzat că a intrat în sala de clasă cu un revolver. După mult timp, un ofițer de poliție pe nume Fahey s-a apropiat de
de Louis și O'Connor, întrebându-i de ce se află acolo și dacă participă la un protest. Louis a răspuns că doar distribuiau pliante, afirmând că era dreptul lor legal. Când O'Connor a dat explicația sa pentru prezența lor acolo, Fahy a interpretat-o ca pe o dovadă a unui protest și a insistat să plece. Cu acestea, Louis a rămas pe poziții, susținând că nu obstrucționează pe nimeni de la intrarea în tribunal. Fahy tot nu a fost dispus să accepte raționamentul lui Louis și a insistat să plece, așa că O'Connor a sugerat să ia o cafea, dar asta l-a înfuriat pe Fahy, care a susținut că Louis a întins mâna după pistolul său, o afirmație pe care Louis a refuzat-o. Louis a încercat apoi să-l cheme pe O'Connor ca martor, dar O'Connor plecase deja. A privit cum O'Connor l-a părăsit, iar Fahy l-a împins la pământ. Mai târziu, Louis a cercetat dosarele militare ale lui O'Connor, descoperind că acesta nu a servit niciodată în războiul din Vietnam. L-a confruntat pe O'Connor cu dovezile, dar mincinosul a negat acuzațiile, sugerând că cineva ar fi putut manipula informațiile. În ciuda încercărului O'Connor de a nega adevărul, Louis a văzut prin minciuni. Când Louis a refuzat să accepte povestea lui, O'Connor a cerut să plece din casa sa, declanșând o altercație violentă între cei doi. Într-o încercare disperată de a supraviețui, O'Connor a folosit un cuțit, l-a tăiat pe Louis pe abdomen, iar cu toate acestea, Louis a reușit să-l domine și s-a răzbunat înjunghindu-l de mai multe ori pe O'Connor, ceea ce a dus la moartea acesteia. Luptându-i să se facă față consecințelor, Louis a încercat să ia viața, dar nu a reușit. Confruntat cu evenimentele copleșitoare care s-au desfășurat, a hotărât să preia controlul asupra situației. A mers la un magazin de materiale și a cumpărat materiale pentru a fabrica bombe artizanale. Cu toate acestea, pregătirile făcute, Louis a declanșat numeroase explozii în tot orașul New York, vizând un birou de teren cu secție de poliție și tribunalul federal. În mijlocul haosului, trimite o scrisoare avocatului Frank Karen. El îi cere ajutorului Karen în scrisoare, crezând că ea poate înțelege perspectiva sa. Potrivit manifestului său, el apără libertățile poporului american împotriva unui guvern pe care îl vede ca încercând să le ia aceste drepturi. Ca un apel la arme, insistă ca și Karen să-i publice declarațiile. Astfel, el va viza clădirea New York Bulletin data viitoare. Neacceptând opiniile, Karen optează să-l abordeze într-un editorial, exprimându-și dezgustul față de convingerile sale. Între timp, Frank descoperă bombardamentele prin știri și citește răspunsul lui Karen către Louis. Îngrijorat pentru siguranța lui Karen, se teme că viața ei este în pericol. De altă parte, Karen participă la un program radio cu senatorul Stan Ory pentru a condamna acțiunile lui Louis. Exprimându-și dezamăgirea, el o întreabă pe Karen de ce a vorbit negativ despre el. În răspuns, Karen explică că îl detestă. El neagă tot ce a făcut, iar în timp ce ascultă cum Karen îi condamnă acțiunile, Louis declară că ea și Ory sunt de partea greșită a războiului. El închide apelul, realizând că viața lui Karen este în pericol. Frank ordonă lui Micro să-l găsească pe Louis. Micro este nedumerit de Frank, se concentrează pe acest caz în loc de cel propriu. Frank dezvăluie apoi că Karen este ca familia lui și nu poate suporta să o piardă. Conștient că Louis reprezintă o amenințare pentru Karen, Frank își pierde control și îi cere cu insistență lui Micro să-l găsească pe Louis cât mai repede posibil. Între timp, Curtis merge la casa lui O'Connor, deoarece nu a mai auzit de el de zile întregi. Astfel se redescoperă ușa încuiată și un miros venit din interior. Dă de intradă peste cadavrul lui O'Connor pe o canapea exact acolo unde l-a lăsat Louis. În măsură ce explorează locul și descoperă explozibil, Louis apare brusc și lansează un atac. Lupta feroce izbucnește, iar Louis îl supune pe Curtis la o tortură brutală. La scurt timp, Frank sosește și îl găsește pe Curtis legat de un scaun cu o bombă legată de piept. În timp ce Louis apelează telefonul lui Curtis, Frank răspunde și inițiază un joc psihologic cu el. Aflat în afara casei, Louis își exprimă admirația pentru acțiunile lui Frank și dorește să preia controlul asupra situației la fel ca Frank. Îi spune lui Frank că a chemat poliția, dar nu vrea ca Frank să moară, sugerând că ar trebui să fie aliați. Frank este de acord, iar în schimb, Louis îi oferă informații despre care fir să-l taie pentru a dezamorsa bomba. Pe măsură ce poliția sosește, Frank acționează rapid, dar încă o piatră incapacitează un ofițer și îl doboară rapid pe celălalt. Profitând de ocazie, evadează la locul faptei într-o mașină de poliție furată. Toate acestea, la întoarcerea ascunzătoare, Frank descoperă că identitatea sa a fost dezvăluită Statelor Unite din cauza camerelor de bord ale poliției. Acum este etichetat ca terorist și considerat responsabil pentru toate bombardamentele. Doua zi, în timp ce Karen intervează pe Ory, o explozie la ușă îi aruncă pe amândoi la podea. Fumul umple camera, iar Louis și Frank încep să doboare gardenii. Deși este rănit, Ory reușește să se ridice, să pună mâna pe pistolul său și să tragă în Louis în timp ce se retrage. Karen rămâne singură cu Louis, iar aceasta este relatarea pe care senatorul Ory o oferă detectivului Sergeant Brett Mahoney. Totuși, Karen refuză afirmațiile sale, afirmând că nu așa s-au desfășurat lucrurile. El relatează apoi evenimentele reale care s-au întâmplat, iar Louis a intrat în cameră cu un pistol, doborând fără milă pe toți cei care ieșeau în cale. Senatorul Ory a încercat să fugă, dar Louis l-a prins sub amenințarea armei. Karen a încercat să-și recupereze pistolul din geantă, dar explozia l-a dislocat. În timp ce Louis se pregătea să-l omoare pe Ory, Karen a implorat pentru milă. Exact când Louis era pe cale să execute pe amândoi, Frank a apărut brusc sărind în fața lui Karen pentru a primi glonțul. Profitând de ocazie, Karen și-a apucat pistolul și a încercat să scape. Totuși, senatorul Ory a împins-o în fața lui Louis pentru a-și asigura fuga. Frank și-a îndreptat arma spre Louis, dar acesta a dezvăluit că ținea în mână o bombă cu un singur buton, capabil să o detoneze. Ajuns pe coridor, Frank și gardienii de securitate au fost nevoiți să se predea în timp ce Louis lua lift. A izbucnit o luptă între Frank și personalul de securitate. Frank a folosit strategic un cadavru cascut pentru a se mișca departe de ei. Cealaltă parte a poveștii sinerată de Dina. Cu zi înainte, a descoperit că persoanele care au încercat să-l omoare pe Frank în ziua morții lui Sam au fost toate legate de compania lui Billy la un moment dat.
arestat. Suspectând că Bill ar fi putut instala microfonul în biroul ei, l-a confruntat pentru a-i întreba despre intențiile sale. Bill a recunoscut identitatea bărbatului decedat, dar a susținut că toți erau foști angajați ai companiei sale, implicând că firma nu a mai avea nicio legătură cu ei. Pe măsură ce Bill neagă acuzațiile, alarma sună din cauza atacului în desfășurare. Toți l-au suspectat pe Frank ca fiind vinovatul, dar Dina era convinsă de nevoiția lui. A urcat scările și în cele din urmă l-a găsit pe Frank. I-a sugerat să colaboreze pentru a-l demasca pe agentul Orange, dar Frank a insistat să se ocupe de el singur. În mijlocul conversației lor, Frank este împușcat de cel mai bun prieten al său, Billy. Billy și-a dezvăluit în cele din urmă loialitatea, mărturisindu-și complicitatea cu agentul Orange, justificându-și acțiunile ca parte a unui război, l-a amenințat-o pe Dina să se dea la o parte și să lase să-l omoare pe Frank. În timpul confruntărilor, personalul de securitate a sosit și a arestat pe toți, inclusiv pe Billy, Dina și Frank. Totuși, chiar înainte ca Frank să fie luat în custodie, a folosit un furtun de incendiu pentru a doborî și a scăpa de autorități. Între timp, lui s-o dusese pe Karen în bucătărie, unde amenința că va detona bomba. Frank s-a alăturat curând lor, determinându-l pe lui să o folosească pe Karen ca o static. Frank l-a distras inteligent pe lui, semnalându-i subtil lui Karen să taie firul alb și să dezamorseze bomba. Karen a reușit să taie firul corect de bombă lui lui și să-i împuște piciorul prin geanta ei. În replică, lui s-a închis în camera de depozitare, realizând înfrângerea iminente, l-a refăcut conexiunile bombei și declanșat explozia. Karen și Frank au scăpat la limită pe ușă, chiar înainte ca aceasta să se prăbușească la podea. Pe de altă parte, un ofițer de poliție a sosit la casa lui Sarah, răspunzând unui apel care pretindea că avea informații despre Frank. S-a văzut că Zack, după ce a văzut identitatea lui Frank, l-a a chemat poliția pentru a raporta vizitele sale frecvente. Când a fost întrebată, Sara a minimalizat situația, sugerând că ar putea fi o neînțelegere. În timp ce ofițerul de poliție uita în jur, a întrebat despre Leo, fiica lui Sara. Sara a susținut că petrece noaptea cu prietenii, dar în realitate Leo era la etaj, asistând la desfășurarea evenimentelor. Când ofițerul i-a spus lui Sara că trebuie să meargă la secția de poliție, a simțit că ceva nu este în regulă, suspectând probleme. A instruit pe Zack să fugă, iar în acel moment ofițerul și-a dezvăluit adevăratele intenții, urmărind-o pe mama și fiul. Sara a reușit să-l doboare pe ofițer și să apuce un cuțit, dar celălalt ofițer l-a prins pe Zack forțând să se predea. Neștiind de evenimentele care se desfășurau în casa sa, Micro s-a uitat la știri unde Billy îl prezenta pe Frank ca un terorist. Când Frank a observat semnele unei lupte în casa lui Micro, a revizuit înregistrările și a descoperit răpirea lui Sara și Zack. În realizare bruscă, Frank a înțeles că locația ascunzătorilor este acum compromisă, deoarece Sara avea numărul său, ceea ce îi facilita lui Billy să-i găsească. Anticipând confruntarea iminentă, Frank s-a pregătit meticulos pentru atac. A plasat strategic arme în diferite locații și a încărcat armele și a pus o vestă antiglonț și a așteptat sosirea inamicilor. Așa cum era de așteptat, ascunzătorii a fost curând infiltrat trată de mercenari. Bărbații nu știau că se confruntă nu doar cu Frank, ci cu Punisher, care s-a întors cu o hotărâre și mai puternică. Executând o ambuscadă calculată, Frank a decapitat un mercenar și a aruncat capul către ceilalți. Expus de rezultat, a rănit doi atacatori, permițând lui Frank să-i doboare pe ceilalți asasini. Folosindu-și abilitățile excepționale de luptă, a evitat atacul lor cu precizie letală, transformându-i în cadavre. După ce a neutralizat toți mercenarii, Frank a folosit telefonul lor pentru a-l contacta pe Billy. Billy a informat că Sara și Zack sunt în custodia lor și a propus o neînțelegere. Dacă Frank și Micro vor să-i elibereze, trebuie să se predea. Schimbul este stabilit să aibă loc a doua zi. Mai târziu, Frank s-a alăturat lui Dina, Micro și Leo, care s-au reunit acum cu tatăl ei. După ce a evitat cu succes capturarea de către poliție, știind că Micro i-a permis lui Dina să intre în Frank, decide să-și pună încrederea în ea. A doua zi, schimbul are loc. Zack și Sara sunt forțați să poată recipientele combustibil care au fost tăiate și care curg. Sara se îndreaptă ezitant către Frank și Micro, luptându-se să crească că soțul ei este în viață. Simultan, Frank menține contactul cu Billy, care are lunetisul îndreptat spre lăsându-i fără nicio posibilitate de a trăda. Oamenii lui Billy aprind combustibil terminându-l pe Micro să-și scoată geaca și să o folosească pentru a stinge flăcările. Securitatea națională ajunge la locație, dar înainte de a putea interveni, Frank este prins și lovit până își pierde cunoștința. În mod tragic, Micro devine victima unui glonț tras de securitatea națională. Pe măsură ce își dă ultima sofoare, Sara țipă de durere acoperindu-i ochii fiului ei. Pentru a asculti și a asista la sfârșitul brutal al tatălui său, pierderea traumatică a soțului este trăită din nou. Trupul lui Micro este transportat la clădirea securității naționale, unde se dezvăluie că este încă în viață. Se dovedește că supraviețuirea lui a făcut parte din planul lor orchestrat. Frank trebuia să o ajute pe Dina să captureze pe vinovat, rămas inconștient perturbându-le strategia. Se pare că ar fi fost intenționat pentru a implica arestarea criminalilor. Dorea să se asigure că aceștia vor înfrunta propria sa formă de justiție, adică moartea. În ciuda eșecului, Micro este în cele din urmă reunit cu familia sa, împărtășind o îmbrățișare emoționantă. Pe de altă parte, Bill l-a dus pe Frank la ascunzătoarea sa, unde agentul Orange s-a alăturat. Frank a fost imobilizat pe un scaun, Frank afirmă că îi va elimina pe toți. Agentul Orange își pune mănuși speciale și începe să lovească brutal pe Frank în față, făcându-l să sângereze. Un specialist IT este chemat pentru a șterge totul de pe calculatorul lui Micro. În ciuda torturii, Frank râde de agentul Orange. Între timp, Micro îi dezvăluie planul real al lui Frank, lui Dina. El dezvăluie că Frank este motivat de dorința de a elimina pe acești indivizi și că au avut o înțelegere. Micro a promis să-i oferă lui Frank șansa de a ucide, așteptând ca Billy să îl ducă pe Frank la ascunzătoarea lor. Ea că avea nevoie de Frank pentru a accesa calculatoarele cu scanarea sa retiniană, deoarece Micro nu mai era acolo. Folosind calculatorul lui Dina, Micro obține acces la camerele de supraveghere din ascunzătoare. Ei îl văd pe Frank, îndurând o bătaie brutală din partea lui agent Orange.
Micro explică că totul a făcut parte din strategia lui Frank. Dacă nu putea să-i omoare pe Oren și Billy, cel puțin moartea lui ar fi fost înregistrată. Oferind dovezi împotriva lui Micro, o imploră pe Dina să-l ajute pe Frank. Între timp, Frank este de acord cu redigența să deschidă calculatoarele folosindu-și scanarea retiniană. După ce termină sarcina, el apucă un cuțit ascuns sub scaunul său și îl înjunghe pe agentul Orange în piept. Ca răspuns, Billy îl doboară pe Frank lovindu-l în cap cu partea din spate a pistolului său. Înainte ca Billy să aplice lovitura fatală, Dina sosește cu echipa ei. Frank supraviețuiește, dar Billy reușește să scape. După ce își îngrijește rănile, Billy se îndreaptă spre biroul său pentru a-și recupera banii și pașaportul. În timp ce Securitatea Națională îi perchiziționează biroul, el îi atacă din spate, elimină membrii rămași ai echipei și scapă din clădire. Pe măsură ce pleacă, apasă un buton care declanșează o bombă în biroul său, provocând o explozie puternică. Viața lui Frank este salvată datorită abilităților chirurgicale ale tatălui Dina. În semn de recunoștință, Micro oferă lui Frank banii obținuți în conturile inamicului. Micro și Dina îl sfătesc pe Frank să părăsească țara și să caute o viață pașnică în altă parte. În acea zi, în timp ce Curtis doarme în visator, nedorit sosește la casa lui futurând un pistol. Se dovedește că este cel mai bun prieten al său. Billy caută informații despre locul unde se află Frank. Când Curtis admite că știe că Frank este în viață, Billy este rănit, incapabil să împace trădarea unui prieten care a încercat să-l omoare și altul care i-a mințit tot acest timp. În mijlocul conversațiilor, un glonț pătrund din clădire aproape lovindu-l pe Billy. În represalii pentru trădare, Billy trage în Curtis rănindu-l la umăr. Pe măsură ce situația se fășoară, Frank este poziționat pe clădirea alăturată, așteptând cu răbdare ca Billy să apară la fereastră pentru a-și putea duce la îndeplinire răzbunarea. Billy încearcă să se ridice, dar în momentul în care cuțitul său devine vizibil pentru Frank, un glonț este tras, forțându-l să rămână unde este. Devine evident pentru Billy că a scăpat cu viață pentru o sarcină descurajantă. Frank îl contactează pe Curtis și cere să-i dea telefonul lui Billy. Când Billy ia telefonul, Frank îl avertizează să nu-l rănească pe Curtis, să ia decizia de a se întâlni la locul lor obișnuit de întâlnire, parcul unde obișnuia să petreacă timp împreună cu familia. Frank decide să lase pe Billy să plece, permițându-i să ajungă la parc unde ia doi angajați ostatici. În măsură ce Frank se apropie de locație, descoperă doi adolescenți legați de caii unui carusel în mișcare, distrăgând inițial pe Billy prin tragerea în direcția opusă. Frank intră în parc dintr-un alt unghi și lansează un atac. În schimb de focuri, izbucnește între cei doi adversari. Frank se mișcă în tăcere în jurul caruselului pentru a avea o vizibilitate clară asupra lui Billy. Reușește să lovească pe Billy în gură, făcându-l să țipe de durere în timp ce scoate glonțul. Simțindu-și înfrângerea, Billy se retrage spre adolescenți, cerându-lui Frank să se arate. Altfel va răni copiii. Pentru a-i proteja, Frank aruncă cu reticență cuțitul și arma sa. Înainte ca Billy să-și ducă amenințarea la îndeplinire, Dina sosește în parc. Dina încearcă să salveze pe Frank, cu toate acestea în haos ea devine o țintă și este împușcată de Billy. Profitând de distragerea atenției, Frank se năpustește asupra lui Billy, reușind să-l dezarmeze. Cele se angajează într-o luptă corp la corp brutală, Frank dominând confruntarea. Ei aplică lui Billy mai multe lovituri în față, apoi procedează la a-i frica fața de cioburi de sticlă spartă. Frank se abține de a-l ucide, crezând că provocarea unei dureri severe și lăsarea cicatricilor pe corpul lui Billy îl vor bântui pentru tot restul vieții. În cea rugămințelor lui Billy de a-l omorî, Frank se oprește crezând că o moarte ușoară nu este ceea ce merită. Billy este lăsat grav rănind la locul faptei. Dina este salvat, iar Frank în ciuda acțiunilor sale este arestat. Cu toate acestea îi se acordă libertatea și o nouă identitate în schimbul neexpunerii cazului. De altă parte, Billy a trecut prin numeroase operații, iar fața lui este acum ascunsă sub mai multe straturi de bandaj. Doctorii nu sunt siguri dacă va suferi daune cerebrale sau pierdere de memorie. Întrebarea care planează este, odată ce se recuperează, va căuta să se răzbune pe Frank, hotărât să regleze conturile?